ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Teleeconomia. Sunt Antonela Sofronia și astăzi vom vorbi despre iluminatul industrial și posibilitățile de economisire. Se știe că utilitățile reprezintă cheltuieli fixe importante în bugetul oricărei organizații, iar în cadrul acestora, iluminatul reprezintă o pondere importantă. Totuși, odată cu evoluția tehnologiei, s-au găsit și diverse soluții pentru diminuarea consumurilor, iar în ediția de astăzi vom vorbi cu invitatul nostru despre evoluția domeniului în ultimii ani. Să-i urăm bun venit domnului Nicu Harpa, consultant iluminat economic. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine că v-am găsit! Aș vrea să vă întreb în deschiderea emisiunii, care este diferența între iluminatul casnic, iluminatul industrial și iluminatul stradal? În ce constă diferențele și care este structura sau modalitatea de funcționare a acestora? În primul rând, diferența o face aplicația în sine, necesitatea pe care o are domeniul respectiv. Nevoile într-un iluminat casnic sunt unele, în iluminatul stradal sunt cu totul altele, iar în iluminatul industrial sunt alte criterii de necesități. Energia electrică este, de fapt, o utilitate care ține de gradul de civilizație. Ce înseamnă un iluminat eficient? Un iluminat eficient, strict matematic, înseamnă o cantitate, să putem oferi o cantitate de lumină oarecare la un consum cât mai mic. Deci, asta este definiția randamentului, a eficienței. Eficiența iluminatului economic. Asta este metoda de măsurare a eficienței unui sistem de iluminat economic. Atunci, cum s-ar măsura consumul în cazul acesta? Un consum, auzim deseori becuri cu un consum mai mic, becuri cu un consum mai mare. Ce înseamnă acest consum pentru un utilizator neavizat? De obicei, când realizăm o achiziție, noi ne uităm. Un bec de 100 de W, un bec de 150, un bec de 75. Mai exact, acești parametri tehnici, de fapt, ce înseamnă? Acum, pentru că vorbim despre... Ați început discuția despre un iluminat casnic. E bine să ne reamintim că iluminatul a evoluat de la acel bec Edison, noi îl spunem becul clasic, care este considerat un sistem de iluminat, o sursă de iluminat foarte neeconomică, cu o eficiență scăzută de în jur de 100 de 10 lumeni pe watt consumat. 10, 12, 14 lumeni pe watt consumat. În ultimii ani au evoluat sistemele de iluminat astfel încât sursele pot să atingă valori de eficiență chiar de până la 140-160 lumeni pe watt consumat. Cu toate acestea, este bine ca cei care, ca și consumatori, ca cei care intenționează să achiziționeze un iluminat economic să fie foarte atenți, pentru că nu tot ceea ce este înscripționat pe fișele tehnice sau pe cutiile produselor este și 100% adevărat. Marketingul acceptă foarte multe detalii, foarte multe detalii în valori brute, iar în mod real sursele pe care le cumpărăm din magazine pot avea consum ușor mărit cu până la 25%, ceea ce nu înseamnă puțin, da. Și chiar pot avea valori de flux luminos cu 20-30% mai scăzut decât cel inscripționat pe cutii. Ați pomenit mai devreme despre valori brute. Ce înseamnă valoarea brută? La ce se referă ea? Aș începe să vă spun că la nivel mondial specialiștii fac presiuni mari, insistențe mari către producătorii de sisteme de iluminat de a înregistra valorile corecte, reale, ale consumurilor și a valorilor de flux luminos. Competiția este acerbă, marketingul este permisiv, legile în fiecare țară din lume sunt de asemenea permisive, astfel încât noi riscăm să găsim pe
ambalajele surselor de iluminat sau corpurile de iluminat pe fișele tehnice valori cu promisiuni foarte mari pot fi în genere valorile de flux luminos sunt valorile vorbind aici de cel mai cunoscut sistem economic, sistemul bazat pe tehnologia LED, găsim valori de flux luminos ale chipurilor LED. Ori sistemul de iluminat sau sursa de iluminat nu are doar niște chipuri LED, are și o componentă electronică care are rolul de a furniza curentul în forma și valorile necesare, astfel încât să obținem lumină. Acea componentă electronică are o pondere ridicată. Poate să însemne 25% chiar din valoarea consumului, dar pe de altă parte, ca să revenim la valorile de flux luminos, valorile de flux luminos ale chipurilor nu sunt însumat, nu reprezintă și valoarea totală a fluxului luminos a corpului sau a sursei de iluminat. Bun, totuși aceste măsurători nu se realizează în niște laboratoare, nu există anumiți parametri care ar trebui măsurați sau la care se face referire în toate măsurătorile? Există laboratoare, iar valorile pot fi reale, dar pot fi reale în valori brute. Nu, de regulă nu sunt trecute pe ambalaje sau în fișele tehnice valorile nete. Noi nu știm să măsurăm valori de lumeni, nu avem posibilitatea să măsurăm valori lumeni, dar dacă sunt trecuți pe fișele tehnice, atunci probabil că va trebui să credem că este adevărat. Să le luăm de bune. În realitate, majoritatea trec acolo valori de lumen, pentru că lumen este măsura, unitatea de măsură a fluxului luminos. Acea valoare de lumen este mai scăzută pentru că, datorită mai multor factori, de la chipul LED până la obținerea unei surse de lumină sau până la obținerea unui sistem complet de iluminat, intervin o sumă de alte componente, de poziționări, astfel încât, în final, corpul acela de iluminat sau sursa de iluminat are o valoare mult scăzută față de valoarea însumată a fluxurilor acelor chipuri. Am înțeles. Mă gândeam acum vis-a-vis de rezultatul final, de lumina pe care o percepem noi în funcție de necesitățile noastre, casnice, industriale sau stradale. Cum s-ar putea realiza o proiectare eficientă a unui sistem de iluminat? Dacă avem nevoie de un sistem într-o hală, de exemplu, într-o hală de producție, care necesită destul de multă precizie a operațiunilor, mai ales în cazul celor manufacturiere. Cum putem realiza o proiectare astfel încât, în funcție de sistemul ales, să găsim cea mai bună soluție? În ultimii ani s-au dezvoltat softuri specializate pentru iluminat, astfel încât ceea ce făceau ani în urmă inginerii cu calculator, cu creion și cu hârtie în mână, cu riglă, acum se poate realiza foarte simplu pe calculator. Există softuri specializate în care se introduc niște fișiere asociate fiecărui tip de corp de iluminat. În final, putem poziționa corpurile de iluminat într-un soft exact pe pozițiile pe care le dorim în hală respectivă și rezultatul este foarte precis, într-o foarte bună precizie, rezultatul valorilor de iluminat ce urmează să se obțină. Bun, aceste poziționări țin cont doar de distanța de la corpul de iluminat până la sol sau până la obiectul care ar trebui să primească cea mai multă lumină sau țin cont și de culoarea pereților, eu știu, structura lor care absoarbe mai multă sau mai puțină lumină și alți parametri care duc la rezultate diferite pentru amplasamente diferite? Da, mi-aș permite să continui un pic
ideea cealaltă și să rămân după asta la ideea noastră care e foarte, foarte corect pusă. Producătorii importanți de corpuri de iluminat, pentru fiecare corp de iluminat, sau le mai spun eu, sisteme de iluminat în parte, realizează un fișier aplicabil în acel soft, astfel încât în urma proiectării, amplasării corpurilor de iluminat pe o suprafață oarecare, într-un volum oarecare, să avem valorile foarte aproape de cele reale ce urmează a fi obținute. Acele softuri de iluminat sunt atât de precise încât iau în calcul atât culorile pereților, iau în calcul, există modele de corpuri, mobilier, personal, se ia în calcul chiar textura materialului, nu numai culoarea, pentru că fiecare obiect dintr-o încăpere este o sursă de amortizare, de absorpție a luminii. Iar dacă să facem un calcul foarte, foarte simplu, ne putem imagina, fiecare se poate imagina o cameră, un dormitor de 3 metri, 30 pe 3 metri, 3 metri și 15 pe 3 metri și 15, ceea ce înseamnă 10 metri pătrați de dormitor. Acel dormitor are pereți de, însumând, 30 de metri pătrați. Așa. Dacă peretele este am luat în calcul 2,45 m înălțime. Dacă luăm în calcul încă jumătate sau încă un metru înălțime, deja avem încă 10 metri pătrați de perete care absoarbe. Ceea ce înseamnă că un spațiu în care pereții sunt vopsiți în culoarea albă va absorbi mult mai puțină lumină, 15% pentru culoarea alb RAL 9003, albul cunoscut, față de un beton care absoarbe 85% lumină și reflectă 15% lumină. Bun, deci să înțelegem că o culoare mai închisă absoarbe mai multă lumină. Culori, se știe, culorile mai închise absorb mai multă lumină, textura de altfel este și ea importantă. Dacă vreți, îmi face plăcere să folosesc o exprimare că în anumite tipuri de iluminat lumea este foarte, foarte nesigură de rezultat, sigur, în afara unui proiect. Mă întreabă, dar un asemenea corp de iluminat poate să dea lumină de la înălțimea de 8 metri? Iar răspunsul meu, în glumă, este sigur, putem să dăm lumină din lună dacă îmi promiteți că mă asigurați pereți oglindă. Practic, absorpția, cu cât corpul este mai ridicat, vom avea o suprafață mult mai mare de pereți care vor absorbe, iar dacă acești pereți nu sunt luminoși, atunci vom avea reflexii foarte puține, implicit este de preferat în anumite situații ca iluminatul să fie coborât. Bun, în legătură cu distanța și cu aceste teste realizate în laborator și cu softurile specializate, se realizează, eu știu, din timp în timp și o verificare pe teren a acestor rezultate? De exemplu, instalația este deja făcută, ar trebui să montăm doar corpurile undeva, noi facem simularea pe softul respectiv și pe urmă, când montăm efectiv corpurile de iluminat, mai măsoară cineva ceva sau pur și simplu cum iese, ăsta este rezultatul? Adică eu, consumator sau utilizator final, care îmi doresc un asemenea sistem, aș putea să fac o asemenea verificare după ce s-a montat totul? Sigur că se poate face o verificare cu condiția ca iluminatul să aibă un circuit separat. Acum e foarte interesant că contrar dorințelor mele, oamenii se bucură foarte mult la anumite noutăți. În momentul în care află despre soluții moderne și le asumă și își asumă mai mult decât este necesar anumite informații care sunt marketizate, ca să zic așa. În ce sens? În sensul valorilor brute, mai mari
trecute ca valori de flux luminos și mai mici trecute pe fișa tehnică sau pe ambalaje din punctul de vedere a consumului. Durata de viață este iarăși un parametru foarte important. E o listă de parametri care sunt esențiali. Deprecierile de iluminat pe finalul de viață al sistemului, valori care reprezintă calitatea luminii, sunt valori pe care noi nu ne putem ști de la bun început. În genere acceptăm ceea ce ne se spune. Ați menționat un termen nou, calitatea luminii. Există lumină de mai multe tipuri? Există lumină de foarte multe tipuri. Dacă am plecat de la ideea de eficiență și toată lumea este respiră cu multă bucurie această informație că LED-ul are un viitor nemaipomenit. Dacă în urmă cu 4 ani de zile găseam corpuri, sisteme de iluminat cu eficiență de 90% și mai puțin, acum putem să găsim și de 140 de lumeni pe watt consumat și 160 de lumeni pe watt consumat în anumite condiții, bineînțeles, de construcție. Dar lumea nu știe, sau prea puțin știu, că existau surse de iluminat în urmă cu 30 de ani și există și acum, care aveau valori de 140 de lumeni pe watt consumat. Acele surse nu ofereau o lumină de calitate. Deci era un compromis. Calitatea luminii trebuie privită din mai multe puncte de vedere. Eu, în cazul acesta, eu mă refeream strict la un parametru care e foarte important, mai ales pentru noastre femeile, dacă vreți. E vorba de indice de redare a culorilor. Un parametru care pleacă, se raportează la lumina solară și se consideră că lumina solară are acest indice la nivel de 100. Imaginați-vă că acel corp de luminos, sursă de iluminat care avea parametri deosebiți de eficiență, dădeau 35 RA. Față de 100, raportarea este... Ce înseamnă indice de redare a culorilor? Înseamnă că un corp sau un obiect care are o cămașă, dacă vreți, cumpărată într-un magazin, cred că ați avut măcar o dată în viață ocazia să cumpărați un produs dintr-un magazin și când ieșiți afară să spuneți parcă e altă culoare. Nu seamănă culoarea cu ce am cumpărat. Parcă e portocaliu și acolo era roșu. Asta vine din faptul că sursa de iluminat din magazin atunci, la vremea aceea, avea o valoare de indice de redare a culorilor mai scăzută. Valorile cunoscute și acceptate ca fiind valori ridicate sunt valori de peste 80 RA. Există și valori de 90 RA și chiar mai mari pentru niște costuri de fabricație ridicate. Bun, pentru că am ajuns la costuri de fabricație și la posibilitatea de a alege între diverse tipuri de corpuri de iluminat și diverse mărci, ce economie oferă corpurile de iluminat pe care le oferiți dumneavoastră? Deci, eu ca și beneficiar final, de ce aș veni la dumneavoastră să cumpăr în loc să merg la altcineva? Ținta mea când realizez un proiect este să obțin economii între 50 și se poate merge la 80%, dar trebuie să ținem cont că întotdeauna ne raportăm la iluminatul existent. Pentru că fiecare soluție de iluminat a avut avantajele specifice la vremea lor. E bine de știut că tuburile fluorescente cunoscute sub titulatura de neon aveau o eficiență ridicată, dar din anumite motive foarte practice și foarte ușor de explicat, nu știu dacă timpul ne permite, prea puțină lumină din ceea ce ofereau ajungea în zona de interes. Mai exact 90 de lumeni pe watt consumat. Este o eficiență ridicată. Față de aceste sisteme, putem să ne gândim să fim mulțumiți cu economii de circa 50%, chiar mai puțin. În anumite condiții,
chiar acele tuburi fluorescente pot fi ajutate să ne trimită toată lumina sau aproape întreaga lumină către zona de interes. Și atunci atunci este mai greu să obținem o economie de nivelul de 50%. Asta este un reper de care trebuie ținut cont. Circa 50% față de tuburi fluorescente, dar se poate mai mult. Bun. În anumite condiții de preț. În anumite condiții de preț. Până la urmă, cine dorește să facă economie, ia în considerare un calcul pe termen lung. Acum, cu toții știm că ce înseamnă să schimbi o instalație sau să renovezi, să refaci o anumită structură. Care ar fi deranjul creat pentru înlocuirea unei instalații vechi cu ceea ce propuneți dumneavoastră? Când mă refer la instalație veche, la instalația funcțională actuală, dar care nu mai are același randament, consumă foarte mult și eventual are anumite minusuri, poate nu mai dă aceeași lumină, corpurile sunt uzate și nu mai au același randament, cu ceea ce propuneți dumneavoastră. În proiectele pe care le fac eu, soluțiile pe care le propun, în general, caut să ofer un iluminat schimbat 1:1. Termenul de 1:1 înseamnă că înlocuim pentru fiecare corp existent, îl înlocuim cu un alt corp, astfel încât în final să obținem un iluminat cel puțin la fel ca cel existent sau la cerere un iluminat îmbunătățit. Asta înseamnă 1:1. Asta pentru că costurile, până la urmă, sunt mai scăzute, dar și durata de montaj este mai scăzută. Și poate că rețeaua electrică este bine întocmită. Pot exista avantaje de modificare a rețelei chiar mai multe avantaje. Mă gândesc acum la 2-3. În primul rând, o rețea de iluminat veche are și ea un consum. Se disipă energie pe cabluri, consumul poate fi de până la 5%, iar dacă se modernizează, se poate ajunge la consumuri mai mici, până la 3%. Mult puțin. Totuși, rețelele existente pot să fie îmbătrânite și nu în ultimul rând, un iluminat poate fi îmbunătățit, optimizat, astfel încât să avem lumină exact acolo unde trebuie. Și poate că inițial, ani în urmă, când a fost realizată proiectarea și construcția obiectivului respectiv, nu s-a ținut cont de elementul acesta. Bun. Asta cu referire la instalațiile existente. Dar dacă vorbim despre o clădire nou construită sau despre o instalație care se ia de la zero în acest moment, care ar fi recomandarea dumneavoastră sau ce ar trebui să facă beneficiarul astfel încât să aibă o eficiență maximă încă de la început? Eficiența poate fi obținută prin mai multe... În primul rând, se pleacă de la necesitatea de valori de lux. Asta este valoarea pe care o măsurăm noi și care chiar putem să o măsurăm cu aparate mai mult sau mai puțin performante. Mai contează calitatea luminii, culoarea de lumină, iarăși este un termen pe care va trebui să-l explicăm. Zone în care iluminatul trebuie să fie mai pronunțat, zone în care iluminatul trebuie să fie un iluminat general, ca să zic așa, și mai iau în calcul faptul că este de recomandat, cu cât suma de corpuri de iluminat este mai mare, adică puncte din care pleacă fluxul luminos este mai mare, cu atât iluminatul în acel spațiu este mai bun de punere calitativ. Adică iluminatul trebuie să vină din mai multe direcții ca să putem să avem cât mai puține umbre. Da. Am amintit acum despre culoarea de lumină. Culoarea de lumină este iarăși un termen. E un termen cunoscut deja de mulți dintre consumatori casnici. Unii
o apreciază ca apreciază. Da, am auzit cu toții de lumină caldă, lumină rece, da, lumină mov. Unii spun că e o lumină urâtă, aia mai frumoasă, fiecare are termenul propriu, pentru că nu toți sunt specialiști și nici nu e normal să fie așa. Se practică trei tipuri de culori de lumină, adică sursa luminoasă poate să transmită o lumină asemănă mai gălbuie, până la care se semene cu flacăra lumânării, dacă vreți. Da. Și culoarea de lumină se măsoară în Kelvin. Cele trei tipuri de culori de lumină sunt 2700 sau 3000 Kelvin. O valoare în cealaltă extremă se merge până la 6500 Kelvin și o valoare medie de 4000 Kelvin. Dacă valoarea de 2700-3000 Kelvin este valoarea care ne dă o lumină de sufragerie, în care avem un confort deosebit, vedem culori, distingem culorile la fel de bine, vedem bine, nu ne lipsește nimic, nici flux luminos, nici calitate, dar ne dă o stare de confort. După o zi de muncă, toată lumea are nevoie de confort. Dacă vorbim despre, în cealaltă extremă, despre iluminatul de 6500 Kelvin, cea mai albă culoare, zăpadă, mai spune lumea, sunt mai mulți termeni, este o lumină care ne aduce tot atâta flux luminos, depinde cât dorim și cum facem proiectul. E o lumină mai un pic stresantă, care creează stări, organismul o stare de lucru pronunțată. Nu este de dorit nici măcar în industrie o asemenea lumină. Bun, și atunci cum s-a ajuns la folosirea și măsurarea ei, dacă totuși este oarecum nocivă pentru starea de spirit, nu neapărat pentru ochi? Da, da. S-a ajuns pentru, părerea mea este că s-a ajuns pentru că în domeniul sistemelor LED, sursele cu temperatură cu această valoare 6000 Kelvin sunt mai eficiente decât aceleași surse de același producător cu parametri similari dacă au valoarea de 4000 Kelvin ca și temperatură de culoare. Bun. Goana după eficiență și competiția în fața unui beneficiar face ca o asemenea sursă să fie apreciată mai atractivă. Dar, dând deoparte acest lucru, în industrie și chiar în birouri este recomandat temperatură de 4000 Kelvin, o culoare alb ușor gălbuie, care dă o stare de confort firească, o stare de lucru normală și este cea mai apropiată de ceea ce își dorește ochiul uman. Există și o similitudine cu lumina solară, dacă vreți. Asta vreau să vă întreb. Care este cea mai apropiată de lumina solară dintre cele pe care le-ați amintit mai devreme? Soarele parcurge de dimineață până seara un anumit traseu pe bolta cerească și în fiecare moment avem o anumită temperatură de culoare. Care este cea mai bună sau cea preferată de ochiul uman în cazul acesta? Dimineața și seara sunt, bineînțeles, temperaturile scăzute de 2700 de Kelvin. Ora 10 până în ora 12 și după amiază, după ora 4, avem 4000 temperatură Kelvin. Sunt și momentele în care oamenii sunt sunt activi și au poftă de viață. La prânz, când soarele este deasupra, temperatura este de 6000 Kelvin și peste 7000. Asta este un moment în care nu cred că este apreciat drept optim pentru o activitate. Da. Aș face o paranteză. Perceptorii umani nu sunt la fel. Sunt oameni care preferă o anumită temperatură de culoare. Vorbim aici de cele două temperaturi albe. Sunt oameni care le preferă pe celălalt. Unii preferă 6500 Kelvin, alții preferă 4000. În final, temperatura de 6500 Kelvin oferă un contrast mai bun al culorilor. Și atunci, în tipografii, dacă vreți, se dorește să se aplice asemenea culori.
Da, aș vrea să vă întreb ce înseamnă garanția pentru un anumit produs. În momentul în care cumpărăm ceva de o valoare mai mare, ne interesează și ce se întâmplă după. Dacă se strică produsul respectiv, dacă el nu se ridică la înălțimea așteptărilor sau pur și simplu dacă este altceva decât ce ne-am dorit. Cum apreciem această garanție pe care fiecare o dorește, cât mai lungă, cât mai cuprinzătoare, în momentul în care cumpărăm? Suntem noi utilizatori avizați astfel încât să citim garanția cum trebuie sau ne-ar mai trebui puțină educație în acest sens? Eu v-aș întreba un lucru și probabil că nu aveți cum să-mi dați răspuns acum, dar să vă gândiți, întrebați soțul. Întrebați un inginer în domeniu dacă știe că tuburile fluorescente, acelea clasice, vechi, au fișă tehnică. Am convingerea că o pondere extrem de mare dintre specialiști nu știu treaba asta. Toate sursele de lumină au fișă tehnică. Bun, toate produsele absolut ar trebui să aibă o fișă tehnică, vorbind la general, nu neapărat corpurile de iluminat sau celelalte. Tehnică. Că nu o primim, sigur că da. Ar trebui să aibă, să listeze, poate am consumat hârtie enorm de mult. Dar există. În acea fișă tehnică sunt niște parametri care merită citiți și pe care oamenii chiar nu știu că există. Noi facem confuzie între surse sau între anumite produse în domeniul acesta extrem de alert ca și evoluție tehnică. Ce înseamnă aceste 90.000 de ore în ani? 90.000 înseamnă 11 ani de continuu să funcționeze. Sau, dacă are cineva dorință să-l folosească, sau la fabrici care lucrează într-un schimb, înmulțim 45 de ani de funcționare. Bun, și rezistau acele corpuri? Rezistă până în ziua de azi dacă este un singur schimb? Răspunsul este și da și nu, pentru că intervin alți parametri, permanent alți parametri de care se poate ține cont. Există un parametru care se numește număr de aprinderi, care afectează orice sursă de iluminat, de orice tip, cu cât se aprinde mai des, cu atât durata de viață scade. Nu în ultimul rând, electronica care este folosită în acel sistem de iluminat, corp de iluminat, dacă vreți, este foarte important să fie de bună calitate, altfel înjumătățește sau chiar aduce durata de viață a sursei de iluminat la un sfert. Electronica contează. Noi cumpărăm, goana după prețuri este foarte importantă, știm ce vrem, avem niște parametri în minte, și la un moment dat ne oprim, nu mai învățăm prea mult, știm că vrem un corp de iluminat sau o sursă de iluminat cu acești parametri pe care îi știm, de aici încolo ce ne interesează? Prețul. Da, dar plaja de prețuri este atât de mare încât trebuie să ne gândim că și plaja de calități este la fel de mare. Și de cele mai multe ori în acest domeniu, un produs ușor mai scump sau poate sensibil mai scump este mult mai tentant dacă facem calculul în spiritul sunt prea sărac să cumpăr lucruri proaste. Bun. Ce înseamnă un produs bun din punct de vedere calitativ? La ce ar trebui să fie atenți consumatorii sau beneficiarii de astfel de proiecte industriale în momentul în care aleg, de fapt, corpurile de iluminat în cauză? Pentru că, oricum, acestea sunt investiții pe termen lung. Nu schimbi în fiecare an becurile, nu schimbi în fiecare an instalația de iluminat. Și atunci, evident că fiecare dorește să maximizeze acest raport preț-calitate. Eu recomand, în domeniul industrial, să se plece de la necesități. Iar necesitate înseamnă și numărul de ore de funcționare al fabricii sau al sistemului de iluminat pe an. Dacă un an are 8.800 și ceva de ore însumat, o fabrică care lucrează într-un singur schimb, până vineri la prânz sau știu eu, poate tot 8 ore și vineri, folosește iluminatul timp de 2.000 de ore de funcționare. 2.000 de ore de funcționare ca să investești într-un sistem performant, să zicem pentru 50.000 de ore de funcționare, înseamnă că vrei un iluminat pentru 25 de ani. Peste 25 de ani este posibil să
avem sisteme mult mai performante, chiar la prețul accesibil. Și atunci recomandarea mea este să aplice o metodă pragmatică. Există soluții de iluminat economic cu aceeași durată de viață, care poate sunt LED-uri sau nu sunt LED-uri sau au niște parametri din punctul ăsta de vedere scăzuți. Există și LED-uri, corpuri de iluminat LED, care funcționează 30.000 de ore de funcționare în aceeași parametri de iluminat, dar cu un preț mai scăzut. Dar aceste surse, aceste corpuri sau corpuri de iluminat trebuie analizate pe fișa tehnică în mod obligatoriu. Da. Aș vrea să vă întreb care sunt furnizorii acreditați de corpuri de iluminat? Pentru că am făcut referire un pic mai devreme la acele laboratoare acreditate. Acum vreau să vă întreb dacă există furnizori acreditați și dacă da, de către cine sunt acreditați pentru producerea acestor corpuri de iluminat? Furnizori acreditați ca și termen nu există. Are dreptul să vândă surse de iluminat sau sursa de iluminat este, dacă vreți, becul, tubul neon, da? Da. Sau tubul LED. Iar corpul de iluminat înseamnă corpul complet cu toată electronica sau un bunătățit pentru diverse utilizări. Nu există furnizori acreditați și nici nu cred că ar trebui să fie. Până la urmă, nu este un produs care să fie atât de periculos pentru beneficiar, ci doar poate fi periculos la bani și atât. Dar există producători și nici producători acreditați. Există însă produse acreditate, iar de asta noi, de la un producător, trebuie să ne uităm pe fișa tehnică, dacă este acreditată și ce valori sunt inscripționate. Și să fim atenți la ceea ce scrie fiecare informație trecută în acea fișă tehnică are valoare ei. Există fișe tehnice care omit anumite informații. Din nefericire, există și varianta asta. Pentru că cum stă consumatorul la capitolul de educație în acest sens? Cât de mulți cunosc acei parametri și cât de mulți știu să citească sau să-și dea seama de faptul că lipsește ceva dintr-o specificație? Până la urmă, lucrul acesta nu înseamnă că minți. A minți înseamnă că prezinți eronat niște lucruri. A scoate o anumită informație care poate nu ți este favorabilă, înseamnă să mergi cumva pe linia de mijloc. Cu permisiunea legilor de marketing și a legilor... Eu la un moment dat aveam de gând să scriu o cărțulie mititică cu glume pe care le-am întâlnit în... Și poate că una dintre ele vă spun acum. În urmă cu 4 ani de zile am intrat într-o fabrică în Ploiești, importantă, bineînțeles cu un director de mentenanță care avea școală, studii la bază, a înțeles ce promovam eu, la vremea aceea nu era un sistem LED, și spune, uite domnule, a venit cineva la mine și mi-a oferit un corp de iluminat, chiar mi l-a pus în fabrică, a înlocuit un corp în câmpul mare de corpul de iluminat. Am fost împreună cu el, am văzut. Lumina, din punctul meu de vedere, nu era nici la nivel de jumătate. Opinia lui a fost următoarea. Și cum spunea și domnul vânzător, îmi scapă cum s-a exprimat, doar 10% în plus, dacă mai avem, ar fi la fel. Am ajuns acasă, m-am uitat în fișe tehnice, am dat seama că acel corp era un corp mediu, din punctul de vedere a eficienței, iar valoarea de iluminat era sub jumătate, era în nivel de 40% față de necesar. Deci, față de necesar sau față de ceea ce avea el în fabrică? Păi gândiți-vă că el compara prima dată un corp de iluminat nou cu un corp de iluminat la care ar fi fost recomandat să-i schimbe becul. Deja 30% din valoarea de lumină era un... pe locul 2... am reușit să găsesc, eu am studiat foarte mult acest domeniu, în domeniul ăsta de iluminat, există studii care compară realitatea
măsurată de valori de lux a unei surse de iluminat cu percepția noastră. Dacă este o lumină mai puternică sau nu? Imaginați-vă că o sursă de iluminat poate fi dimată. Dimare înseamnă să-i scădem intensitatea. Acum potențiometru, poate lumea știe că în sufragerie au avut posibilități de genul ăsta pentru anumite surse. A dima iluminatul cu 50% în mod real înseamnă percepție de 30%. Ceea ce înseamnă că diferența o preia organismul. Asta înseamnă că lucrează întârzie în anumite decizii, în măsurători, în toate etapele sunt un pic întârziate, organismul obosește, fără să ne dăm seama, în timp, poate nici bucuria de a lucra nu mai este aceeași, ceea ce înseamnă randament scăzut, și nu, în ultimul rând, trebuie să ne gândim că protecția muncii are un rol important în asigurarea unor standarde în domeniu. Da, aici vroiam să ajung și să vă întreb, cum influențează această lumină sau calitatea corpurilor vederea? Pentru că, se știe, lumina naturală este cea mai bună pentru ochi. Ei, acum, în zilele noastre, nu știu câți dintre noi își permit acest lucru sau acest lux să stea tot timpul la birou sau în câmpul muncii cu lumină naturală. Evident că trebuie să aprindem un bec sau dacă lucrăm într-o fabrică, într-o hală, vom avea de-a face cu un iluminat artificial, cred că pe parcursul întregii zile. Iar la un moment dat, lumina artificială afectează într-un fel sau altul ochii, tocmai din cauza acelor diferențe pe care le-ați menționat dumneavoastră mai devreme, de reflectarea culorilor, de anumite, de transmiterea a structurii luminii în general. Dacă îmi spuneți ce întrebări îmi puneți, căutam o versiune scurtă. Să încercăm să extrem rezumăm. De interesant. Și mi îmi place să vorbesc despre lucrul ăsta. În primul rând, lumina naturală nu este de dorit mai ales în perioada de prânz. Toată lumea are o perechi de ochelari acasă. Da. Unii cumpără niște ochelari scumpi, că așa îi apreciem, alții moderni. Unii caută să vadă dacă au protecție ultraviolete. Există ochelari care nu au acea protecție ultraviolete, ceea ce înseamnă că sunt mult mai periculoși decât a nu avea ochelari, pentru că neprimind flux luminos, retina oculară se deschide și acceptă ultraviolete mai ușor, mai decât dacă nu avem ochelari. Da. Cred că ați intrat în anumite clădiri publice bine proiectate în care ați văzut că există perdelele trase și lumina aprinsă. Da, probabil. Sunt anumite momente în care iluminatul artificial este mai sănătos, este mai de dorit. Iluminatul artificial poate fi considerat nesănătos din anumite criterii, dacă vreți, flicărele, acea fluctuație pe care noi o sesizăm mai mult sau mai puțin, cu un telefon mobil putem să ne dăm seama dacă avem flicăre sau nu într-o sursă de iluminat, deschidem aparatul de filmat și îndreptăm către sursa de iluminat și dacă apar dungi, înseamnă că acel corp de iluminat are flicăre, deci este nociv din acest punct de vedere. Să există și corpuri de iluminat fără aceste variații? Cine este dispus să plătească. Noi vedem doar prețuri. Da. Noi vedem doar prețuri. Să știți că LED-urile dau flicără. Și nu sunt nesemnificative. Nu toate. Există și LED-uri care dau flicări. Foarte, foarte, foarte slab. Foarte puțin. O protecție foarte bună pentru ochi, implicit. Acolo unde nu înseamnă că dacă un producător își promovează produsul că nu dă flicăre, nu înseamnă că nu are. Poate să însemne eventual că poate că cândva a avut ceva probleme și acum vrea să revină pe piață printr-o informație nouă, dar poate să însemne o lipsă de informare a unui vânzător. Din nefericire avem peste 80% din ceea ce găsim în magazine
sunt produse achiziționate angro de către oameni care au bani și doresc să facă un asemenea comerț. Da. Vă spun că de la bun început că niciun producător după criza mondială care a fost în 2008, niciun producător nu produce pe stoc. Ceea ce înseamnă că se produce la comandă în baza unui comenzi a unui integrator sau unui comerciant. Cu cât prețul este mai mic, cu cât produsul este de mai slabă calitate, cu atât, bineînțeles, acei bani pot fi folosiți și să fie rulați mai ușor. Și se și vinde mai ușor. Bun. Ce demersuri? Mă scuzați, cred că... Vă rog. Acum că m-ați întrebat despre iluminat de calitate. Există un trend nou, care este foarte interesant, ca iluminatul să poată fi într-un birou, să poată urmări atât intensitatea cât și temperatura de culoare a luminii de afară. De afară, nu din interior. De afară. Da. Pentru că organismul nostru este învățat să lucreze cu valoarea de flux luminos, dar și cu temperatura de culoare de afară. Organismul nostru are bioritmul nostru este astfel, a învățat în felul ăsta. Și atunci există, au apărut acum soluții ca un corp de iluminat LED strict de data aceasta, dimineața să aibă o temperatură de culoare, la prânz să aibă o altă temperatură de culoare și spre seară să aibă o temperatură de culoare din ce în ce mai apropiată de... Să înțelegem că este un LED inteligent. Este programat în funcție de momentul zilei la care se aprinde. Nu este o noutate foarte mare. Poate că noutatea este că sunt mai accesibile, ca să zic așa. LED-urile sunt de două... Culoarea albă pentru LED se obține prin două metode. Există LED-uri albe, dar există și culoarea albă obținută prin cele trei culori cunoscute, roșu, verde și albastru. Sunt RGB, le mai recunoaștem în limba engleză, în limba română poate nu are o rezonanță destul de bună. Și din combinarea acelor culori se obține un alb de o anumită nuanță sau un alt nuanță. Dacă ponderea este ideală, obținem un anumit tip de alb, putem să obținem și negru, dacă vreți, așa cum funcționează și televizorul, având culori combinate tot din acestea. Sigur că da. Ținând cont că ne apropiem de finalul emisiunii, aș dori să vă întreb care sunt concluziile activității dumneavoastră de până acum și ce planuri aveți pentru viitorul apropiat. Eu am plecat pe drumul acesta cu intenția de a comercializa. Inițial, un alt sistem de iluminat care este ceva mai sănătos, necunoscut. Necunoscut în România, deși cei mai mulți retaileri, deci marile rețele de magazine, îl folosesc, noi nu-l cunoaștem pentru că acolo avem alte interese să găsim, să cumpărăm. În momentul în care mi-am dat seama că volumul de informații, m-am tot lovit de informații eronate și atunci am fost nevoit să învăț. Prima dată am învățat știind de la o firmă germană cu care colaboram atunci că despre niște parametri mincinoși în soluția concurentă, dacă vreți. Ulterior am învățat atât de mult încât m-am îndrăgostit de LED-uri, dar sunt critic și îmi place să cred că ceea ce ofer eu aș putea, prin proiectele mele, să ofer o garanție și în valori de iluminat pe final de viață, adică după acele 50.000 de ore. Sigur, în baza unor fișe tehnice, nu pot să-mi asum eu, dar aș reveni acum, dacă tot, subiectul garanție. Garanția este un termen pe care statul îl impune, iar garanția de 2 ani de zile este o garanție impusă pentru domeniul casnic, un an de zile impusă pentru domeniul industrial. Tot ce este în plus
vine din necesitatea de a fi, de a acord, înseamnă acordarea unei garanții cu scopul de a ieși în evidență ca și producător. Am înțeles. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Ne revedem în fiecare vineri la ora 19. Nu uitați să ne scrieți pe adresa de e-mail și să vizitați pagina noastră de Facebook. Până săptămâna viitoare, la revedere!